Dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. Vom continua călătoria noastră începută împreună cu doamna Aurelia Gabor, plecată din România cu 30 de ani în urmă și revenind an de an pentru a aduce slujire lui Dumnezeu și încurajare femeilor de aici. O călătorie pe care am început-o într-o ediție precedentă și în care am fost îmbogățiți cu experiența dânsei. Bine ați venit, doamna Aurelia Gabor! Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, Rodica! Mă bucur să fiu la o nouă emisiune împreună cu tine. Pentru că n-am amintit eu, v-aș lăsa pentru început, deoarece posibil ca unii telespectatori să nu vă fi reținut de la emisiunea precedentă, să vă prezentați singură, să ne spuneți unde locuiți și câteva cuvinte despre dumneavoastră. Sigur că da, nicio problemă. Deci numele meu este Aurelia Gabor, sunt româncă, dar locuiesc în Statele Unite. Am locuit timp de 27 de ani pe coasta de vest a Statelor Unite, statul Washington, iar acum de un an de zile locuiesc în North Carolina, în Hickory. Sunteți mamă și bunică, asta vreau Bineînțeles, la asta, uite, nu m-am gândit să precizez, sunt căsătorită, soțul meu este Tiberiu Gabor și avem o fetiță, noi zicem fetiță, dar are 45 de ani, este și ea căsătorită la rândul ei și tot cu un român și avem doi nepoți, o fetiță care are un nume românesc, o cheamă Mirabela, și are 13 ani și un băiețel pe care îl cheamă Alessandro și are 10 ani. Ne bucurăm foarte mult de ei și ceea ce cred că ar fi important și interesant pentru telespectatori să afle este că deși suntem plecați de atâtea putere de ani, 3 decenii deja din România, totuși în casa noastră se vorbește numai limba română și același lucru îl practicăm chiar și cu cei mici. Și soțul fiicei mele este român și îl practicăm lucrul acesta și cu cei mici. Am fost destul de plin de succes în ceea ce o privește pe fată și ea vorbește bine românește și chiar am să vă împărtășesc o chestie interesantă așa în ceea ce o privește și privitor la limba română, pentru că ea până în anul ăsta, inclusiv anul școlar care s-a încheiat, pentru că face foarte multă gimnastică și chiar de performanță, a făcut ceea ce în America se numește homeschooling, adică a făcut școala acasă și eu m-am ocupat foarte mult de ea. Și la un moment dat, cu școala și cu lucrurile astea, fiind clasa a șaptea, am lucrat mai mult, am insistat la matematică și mă rog și eu, gândiți-vă că am terminat, nu mai știu, am făcut ultima dată matematica cu vreo 50 și mai mult de ani și nu mai chiar știam precis anumite lucruri, m-am descurcat bine în trigonometrie, bine în geometrie, bine în matematici, așa, dar am uitat cum se extrage radicalul dintr-un număr. Nu știam și nu știam unde să-l caut, nu știam cum să fac, cum să procedez. Și am găsit un site românesc unde se explica acolo extragerea de radical. Și am chemat-o pe fată, zic, Mirabela, vino încoace, te uiți la site-ul ăsta, vorbește în românește, dar tu trebuie să prinzi că eu nu știu să-ți explic. Și fata, în engleză, și fata s-a uitat la site-ul ăla, a priceput tot în românește și a învățat cum se extrage radical. Am fost foarte fericită, deci asta așa privitor la limba română. Iată un tutorial valoros în limba română. Absolut, absolut. Și fata a fost foarte interesată să afle ce site-uri mai sunt acolo în limba română și să le poată studia. Și m-a bucurat și a spus, încurajează-te, pentru că e foarte jenant dacă vei merge în România să ajungi. Au fost câteva cazuri care m-au deranjat foarte mult când le-am auzit, și anume, din bisericile noastre românești din America au venit mulți în România, tineret mă refer, care au vrut să vină în tot felul de misiuni pentru tineri și bine au făcut, e excelent. Din nefericire au trebuit să aibă traducători pentru limba română și am zis, nu este cazul, noi care suntem români, deci noi neapărat trebuie să cunoaștem limba română și la fel și copiii noștri. Și asta este o problemă destul de delicată și în bisericile noastre în America, pentru că ăștia mici spun că nu mai pricep limba română. Ne silim totuși și ne dăm tot interesul să găsim tot felul de metode ca să le menținem etnicitatea lor și
le dăm exemple cât putem mai profunde și mai ilustrative, așa ca să poată să priceapă importanța limbii române. Da. Într-adevăr, este o problemă, da. Am constatat-o și eu când am fost în vizită în Statele Unite, că unii tineri, adolescenții zilelor noastre, nu mai vorbesc limba română și chiar în biserici se pune problema prezentării predicilor în limba engleză pentru ca și ei să poată înțelege. Exact. E o problemă cu care eu dezagrez total și am spus întotdeauna și îmi susțin ideea aceasta, de a cultiva limba română între români. Și de ce spun lucrul ăsta? Tinerii menționează, nu înțelegem, dar de ce nu înțelegeți? Noi le spun întotdeauna și le dăm exemplul nostru. Noi am sosit în America la o vârstă care nu a fost o vârstă de tinerețe, când să zici că prinzi limba țării respective foarte ușor. Dar ne-am silit și am reușit să ajungem la nivelul în care să putem să vorbim limba engleză, să putem să facem business în limba engleză, să putem să fim capabili să comunicăm normal. Voi de ce? Și nu în toate domeniile, că de exemplu și eu știu engleză, să zic, în domeniul de care mă ocup, în care citesc, în care am făcut business, în care, mă rog, am avut relații. Nu în domeniul tehnic, să zic, poate anumiți termeni tehnici nu îi știu. Nici vouă nu vi se cere să știți limba română, le-am spus tinerilor, în domenii în care sunteți prinși, cu școala, cu serviciul și așa mai departe. Dar frecventați Biserica Română, vi se cere să continuați această bună bază etnică pe care, de fapt, voi de asta aparțineți. Dacă nu, înseamnă că nu mai sunteți români. Da, e o problemă care este în discuție și provoacă așa câteva, să zic așa, challenges, adică provocări pentru cei care și care se ocupă de copii și care sunt în biserică și așa mai departe. Ascultându-vă, mi-am amintit de un mare poet care spunea așa: fraților mei, vă cărești, las vouă moștenire. Creșterea limbii românești și a patriei simțire, da. Se pare că în toate generațiile avem oameni cu inimă pentru țara lor natală și adevărați patrioți. Da. Și mă bucur să avem o astfel de iubitoare de țară și de limba română aici în studio. Da. Și această dragoste este dovedită și cu fapta. Și vreau să trecem la unul dintre proiecte care se numește De sub finicul de Borei, o publicație în limba română de care dumneavoastră vă îngrijiți de peste 10 ani și la care ați contribuit aproape de când ați ajuns în Statele Unite. Aproape, nu chiar. Deci, cum am spus, în primii ani după ce am ajuns în America, au fost ani în care a trebuit să muncim, dar și m-am ocupat, trebuie să recunosc, mai puțin așa de cultivarea la un nivel mai larg a părții spirituale. Dar de cum am avut posibilitate și de cum mi s-au oferit câteva ocazii, prima lucrare la care am participat a fost, poate nu chiar prima, vom reveni la astea, dar discutând despre revistă, da, a fost început, așa cum am spus, cine a mai văzut înainte emisiunile, a început cu o foaie volantă care arăta cam așa, ca o foaie îndoită în două și care, de fapt, era o foarte mare bucurie, așa mititică cum era, era o foarte mare bucurie pentru surorile din adunarea din Portland, Oregon. O lucrare pe care ați găsit-o acolo. Am găsit-o acolo. Foaia de care vorbesc, am găsit-o acolo. Bineînțeles, am participat și eu cu câteva articole pe acolo când aveam timp și așa, scurtuțe. Și era drăguță totuși, pentru că avea ceva articole de creștere spirituală, avea câte o rețetă, avea câte un sfat de gospodărie, avea poate câte puțin umor și umorul întotdeauna, nu pe toată lumea, asta a fost o problemă cu revista, dar avea câte o rubrică de umor, avea zilele surorilor, deci era câte ceva acolo care totdeauna spunea ceva și era în limba română. A avea o publicație în limba română în diaspora, nu știu cum este privită în Europa, dar în America a fost privită cu foarte multă bucurie, privită și primită.
Și deci scopul acestei reviste a fost inițial, așa, de a suporta și de poate mai puțin de a veni în întâmpinarea nevoilor surorilor, ci mai mult de a acoperi nevoia aceasta de a citi în limba română. Deci asta a fost scopul inițial al Foii Volante. Și eu, cum zic, m-am bucurat să o citesc, dar mi s-a părut insuficientă. Și atunci, împreună cu o altă soră din adunare, sora Ligia Miclea, care până în zi de astăzi mi-a rămas colaboratoare și prietenă foarte bună, doctoriță de meserie, ei erau din București, am decis împreună, tot povestind și discutând, am decis împreună să încercăm să facem practic o revistă. Să o dezvoltăm, exact. Și inițial, după amintirile mele, cred că a avut în loc de cele 4 paginuțe, a avut vreo 16, tot pagini la fel. Deci, exact cum o ții în mână, exact așa a început să arate în clipa în care am încercat să facem din ea o revistă. Și atunci, bineînțeles, că a trebuit să mulțim rubricile. Problema cu rubricile a fost destul de interesantă, pentru că felul în care îți alegi colaboratorii la revistă, când vrei să faci o revistă, trebuie să fie foarte înțelept. În primul rând, ajutor din partea lui Dumnezeu, pentru că o lucrare, dacă se naște din vanitatea ta personală, dacă doar dorința de a te afirma și a arăta că, uite, ești capabil sau capabilă să faci ceva, deja în clipa aceea, în opinia mea și în mintea mea spirituală, așa, îi scade din eficiență 80%. Pentru că atunci dorești să spui tu acolo ce vrei tu, ce-ți place ție, să te scoți pe tine în evidență. Ori intenția mea când am început și am dezvoltat această revistă nu a fost deloc aceasta, ca să mă scot pe mine în evidență. Nu este de fapt niciodată, nu știu, că totdeauna am fost împins așa cumva să ajung în față și nu asta mi-a fost intenția niciodată, dar am început să deschid ochii mai bine la nevoile din jurul meu. Și atunci am remarcat câteva lucruri, și anume am remarcat faptul că atunci când orice fel de grup etnic, în specific, să vorbesc despre noi românii, oricine a ajuns în America, pentru că acolo a fost și locul nostru, a avut de-a face cu un șoc cultural. Este foarte mare diferența între ceea ce noi lăsasem în România, și atunci era încă înainte de Revoluție, și între ceea ce noi am întâlnit în America. A fost un șoc total. Și șocul acesta a putut să afecteze pe foarte mulți, chiar în, cum să spun, într-o manieră chiar negativă. Pentru că încercând în continuu să te adaptezi și să încerci să fii în pas cu societatea în care te afli, de fapt te pierzi pe drum. Îți pierzi identitatea. Îți pierzi identitatea, exact. Și una dintre cheile, aș spune, de succes, ca să reușești să te acomodezi cum trebuie și să ai o acomodare, să zic așa, plăcută și o acomodare flexibilă în locul în care ai ajuns, este să nu treci dintr-o dată de la ceea ce ai fost, așa cum este și cu un medicament. Când administrezi cuiva un medicament, un doctor va face treaba asta. Mai întâi va da doze mici, pe urmă va crește dozele, va observa reacțiile și deci în consecință va decide doza care este potrivită pentru condiția persoanei respective. Ei, exact așa se întâmplă și cu șocul cultural. Când ajungi acolo, dacă încerci dintr-o dată să-ți schimbi tipul de style-ul de îmbrăcăminte, de gândire, de prieteniile sau așa, spun că pornești pe o cale cu siguranță, din care cu siguranță vei mergi spre eșec. Ce să mai spun, asta este. Deci, ceea ce noi am încercat să facem a fost să constituim prin această revistă ca un fel de tranziție între sosirea inițială, un fel de mijloc de acomodare pentru șederea cât mai posibil, cât mai plăcută și mai eficientă în America. Atunci, am încercat să ne uităm în jurul nostru și am văzut, există probleme de familie și să știți că se creează probleme foarte serioase în familie
din cauza exacta discrepanței dintre condițiile care au fost înainte, unde femeia probabil a rămas acasă când era în România și creștea copiii și așa mai departe, și în America, unde, pe lângă faptul că a trebuit să muncească, a trebuit să muncească lucruri care nu erau pe departe la nivelul multora de calificare. Și totuși nu este același lucru să pleci de la o treaptă socială din România și să ajungi acolo la o treaptă mult mai de jos. Poate la o muncă necalificată. La o muncă necalificată sau considerată de noi, de exemplu, de aici din România, considerată ca o muncă inferioară. Eu, de exemplu, nu am niciun fel de problemă să spun ceea ce am muncit în America. Noi am avut business-uri cu bătrâni, am avut două case cu bătrâni și asta a fost ceea ce am început la mai puțin de un an de la sosirea în America. Dar faptul că a fost binecuvântarea lui Dumnezeu, nu pot să spun altceva, dar faptul că nu m-a afectat această problemă să trec de la un statut social la altul și că am considerat munca pe care am făcut-o o muncă de nivel înalt. De ce? Lucram cu oamenii și le ofeream ceva din mine acestor oameni, deci m-am uitat mai puțin la partea care era mai inconvenientă, ca să zic așa, și m-am uitat mai mult la partea, la aspectul faptului că puteam să ofer un ajutor cuiva, pentru mine a fost o încurajare totală. Ca să revin la revistă. Deci am început să mă uit în jurul meu să văd care sunt nevoile și, cum zic, am observat probleme în familie, am observat probleme de acomodare cu tipul de gătit. Pentru că, într-un fel, și alimentele sunt diferite acolo și alimentele sunt diferite aici. Eram obișnuite cu un tip de zarzavaturi, de alimente și așa mai departe. Deci am început să publicăm în felul ăsta. Experiențele cu Dumnezeu pe care le ai în cadrul unei vieți care este într-un fel plafonată, cum era aici în România, și plină de, să zic așa, de tot felul de întâmplări noi și de cerințe noi și de tot felul de noi situații pe care le-ai întâlnit acolo, din nou au avut un impact foarte mare asupra unora și care nu erau capabili, persoane care nu erau capabile să facă față acestor provocări, multe au primit răspunsuri prin articolele pe care noi le-am publicat în revistă. Deci scopul, aș spune, acestei reviste a fost exact împlinirea și întâlnirea nevoilor celor pe care le-am văzut în jurul nostru. Da. Asta a fost în urmă cu 2002, cât sunt de atunci, 13 ani. Cu 13 ani. Da. Mai credeți că acest scop este relevant și astăzi? Mai există valul acesta de adaptare? Pentru că și în România societatea a mai evoluat. S-a schimbat, da, s-a schimbat. Bună întrebare. Interesant îmi este faptul că da, niciodată, că mai primi poate una sau două, să zic așa, feedbacks, cum să spun, răspunsuri negative, să zic așa, pe undeva la revistă, dar în general lumea mă cheamă sau îmi scrie și efectul revistei se pare că este foarte bun și în ziua de astăzi. De ce? La orice vreme, la orice vârstă, în orice timp din viață, există multe anotimpuri în viața noastră, la orice timp din viață intervin anumite probleme și chiar dacă și intervin de o natură diferită probabil decât cele de acomodare cum au fost atunci. Dar probleme de acomodare ai toată viața. Nu știu dacă agreiesc cu mine sau nu, dar ăsta este un adevăr. Când te căsătorești și ești tânăr căsătorit, este o problemă, aș spune, una dintre cele mai mari provocări pe care un om, o femeie, un bărbat le întâlnește în viață. Tipul acesta de articole poate nu chiar, dar și aici, mai am încă o revistă la care colaborez, voi vorbi altă dată despre ea. Acolo public tot felul de, am o rubrică de consiliere personală, deci consiliere spirituală, așa se numește. Iar articolele pe care le public acum în cadrul rubricii familiei,
ating diferite probleme cu care și eu și tu ne putem confrunta în căsnicia noastră. Și deci, da, sunt articole interesante. Articolele care privesc experiențele cu Dumnezeu. Cine nu are experiențe la orice vârstă? Sunt foarte interesante și ce îmi place foarte, foarte mult este faptul că citind aceste experiențe, primesc diferite telefoane sau e-mail sau așa și spun și eu am o experiență. Uite, și eu aș vrea să vorbesc despre asta. Pot și eu să spun treaba asta și întotdeauna îmi pare foarte bine și mă bucur de lucrul ăsta pentru că le spun da, sigur că da și nu vă faceți voi probleme nici de ortografie, nu vă faceți voi probleme nici de felul în care aranjați materialul pentru că lucrurile astea toate le fac eu. Și ce se întâmplă? Ca să revin la revistă, nu știu dacă cineva poate să creadă sau nu, dar fiecare cuvințel pe care apare, iau și eu o revistă de aici, fiecare cuvințel care apare aici în revistă este revizuit de mine. Deci niciodată, și am discutat și cu alte editoare de diferite tipuri de reviste și când am găsit greșeli de ortografie care mă deranjează foarte mult, pentru că nu sunt admisibile în cadrul unei reviste românești și le-am spus întotdeauna, zic, fetelor, citiți, faptul că voi nu corectați greșelile de ortografie sau o frază sau apar cuvinte în plus, demonstrează faptul că voi nu citiți articolele. Deci o editoare este obligată, nu se poate să dai la tipar o revistă pe care să nu o fi parcurs cuvânt cu cuvânt cu cuvânt. Deci ceea ce eu am făcut întotdeauna până am locuit în statul Washington, am scris toată revista mai întâi, am copiat-o odată, am dus-o la prietena asta mea de care spun de Ligia Miclea, care este o foarte detaliat, așa, este un tip melancolic din ăsta, perfect melancolic și ea mă pureca la fiecare secunduță, la fiecare mișcare și într-adevăr împreună reușeam să scoatem ceva, un lucru așa cum spunea și ea, ca pentru Domnul, ca pentru Domnul și mă bucuram de lucrul acesta. Ce înseamnă colaboratoare? Deci, cum zic, multe femei îmi trimit articole așa, fără să fie colaboratoare permanente. Și multă lume m-a întrebat cum reușești totuși să produci în fiecare lună o revistă, pentru că eu mă lupt, îmi spunea cineva, femeile nu-mi scriu, e vorba de o revistă a asociației din America. Femeile nu-mi scriu, nu-mi trimit articole, mă bat cu ele. Zic, măi, eu nu aștept, atât de multe articole am încât nu reușesc să pun într-un număr câte primesc. De ce? Pentru că pe lângă faptul că primesc cele sporadice și care apar ocazional, eu am un colectiv cu care lucrez. Și colectivul ăsta cu care lucrez este făcut din femei, care surori, femei credincioase, care sunt femei extraordinar de serioase. Și ele știu, noi avem niște termene și eu le dau niște termene, dar niciodată nu ezit să le reamintesc. Deci am și eu un program al meu, în data de 10 ale lunii, întotdeauna le trimit un mesaj și le spun, până în data de 20 ale lunii, doresc să am articolele voastre. Nu mi s-a întâmplat, pot să spun, cred că pot să fac afirmația asta, că niciodată ca cineva să-mi trimită cu întârziere articolele. Deci am de-a face cu femei foarte, foarte responsabile. Între timp, în afară de cele care sunt acum, să zic, cele cu care lucrez permanent, au apărut și au dispărut de pe firmamentul revistei mai multe persoane. Dar vezi, Rodica, asta demonstrează exact seriozitatea cu care privim lucrarea lui Dumnezeu. Ele privesc, cred că nu privesc cu atâta seriozitate treburile lor personale, cu câtă seriozitate privesc lucrarea asta. Și mă bucur foarte mult de lucrul acesta și chiar doresc, dacă vreodată vor avea ocazie să vadă emisiunea asta, chiar doresc să le mulțumesc și doresc să le spun că sunt atât de fericită și doresc ca Domnul să le răsplătească toată jertfa lor, pentru că nu este ușor lună de lună să trimiți articole, să fii atent ce scrii. E adevărat că sunt multe la care și eu lucrez,
Dar îmi sunt atât de dragi femeile astea încât nu mă deranjează să lucrez cu ele, că le cunosc inima și le cunosc spiritul. Da. Ceea ce spuneți legat de proiectul acesta este ca o monedă cu două fețe. Pe de o parte, avem nevoie de oameni care să privească responsabilitatea ca înaintea lui Dumnezeu. Exact. Nu o nouă activitate care mi-a plăcut să mi-o iau la un moment dat, exact, sau în care cineva m-a împins, ci o chemare de la Domnul. Exact. Și pe de altă parte, cei care simt acest foc să se exprime prin scriere, prin învățătură, prin cânte, că lucrările sunt de multe feluri, cred că au și marea bucurie să vadă că există oportunități. Să vadă că au unde să se exprime. Da, exact. Când erați dumneavoastră în România, acum 30 de ani, nu cred că ne puteam gândi să tipărim, pentru că a fost o perioadă în care soții Ceaușescu au interzis ca cineva să dețină mașină de tipărit. Eu știu, o să vorbesc despre treaba asta când voi vorbi despre lucrarea cu surorile, dacă vom avea ocazie. Deci știu că eu am făcut și treaba asta și știu ce înseamnă. Deci oportunitatea asta care se oferă, pe de o parte, cum am zis, să activezi și pe de altă parte să demonstrezi responsabilitate și să ai la îndemână așa ceva, chiar și în America. În America nu sunt publicații românești. Deci să ai o publicație de manieră asta este extraordinar. Vorbeam de tiraj și am văzut că ai fost surprinsă că revista apare și sunt formă fizică, pentru că tu o primești doar electronic. Da, așa. Deci ce se întâmplă? Inițial am făcut doar pentru biserica din Portland, pentru că așa ne gândeam noi, știu cât am fi făcut, vreo 200 de exemplare, 150-200, deci asta era biserica mare, dar nu chiar așa. Pe urmă, surorile din Portland au început să o dea la prietenele lor în diverse state din America. Am început să primim mult mai multe cereri. Atunci am extins și foarte interesant a fost că revista s-a autosusținut. Deci o vindeam cu un dolar sau de multe ori ziceam, n-aveți bani, nu-i nimica, faceți o donație sau nu dați nimica. Deci niciodată n-am făcut un caz de vânzare a revistei acolo. Dar surorile au fost atât de darnice încât am putut să ne menținem, pentru că și acolo tipăritul costă, toate costă. Din dărnicia surorilor din Portland aș putea să spun că s-a născut faptul că revista a supraviețuit. Când biserica a văzut, biserica din Portland, cât de succes a fost această publicație, că deja a cuprins întreaga America, banii am îndreptat inima spre România și trimiteam din America, trimiteam, cred că în jur de cel puțin 100 de exemplare, trimiteam în România. Deja ajunsesem cam la 1000 de exemplare de publicat. Și trimiteam în Canada, trimiteam în Australia, așa a ajuns la sora Lidia Crișan, în Israel, peste tot unde aveam solicitări. Cine ne solicita, trimiteam imediat revista. Și la un moment dat biserica a fost atât de impresionată de lucrarea asta că inițial te-a tratat ca pe o lucrare de femeie. Ei, ia că și voi vă faceți jucăriile voastre. Dar ulterior, când s-a văzut, când a ajuns, bineînțeles, în faza de revistă, bineînțeles că a impresionat și pe frații din biserică. Și atunci comitetul bisericii ne-a acordat într-un an, îmi amintesc, $3,000 ca să putem să publicăm revista. Și atât de deschise au fost surorile față de această revistă și de darnice, încât din cei $3,000 n-am consumat decât $100, când odată am fost la Oananghie, să zic așa. Deci faptul că a fost atât de apreciată îmi vorbește și mă asigură de faptul că într-adevăr nu neapărat a fost apreciată pentru că s-au citit niște povești, ci pentru că într-adevăr a adus schimbări în viața celor care au citit. Și mai fac încă o precizare, pe urmă pot să mai îmi pui întrebări. Interesant mi s-a părut că foarte mulți bărbați o citesc și la ora actuală și mă sună mulți și zic, sora Aurelia, mai întâi a venit revista, îți mulțumesc, mă sună un bărbat. Mai întâi eu am citit-o, pe urmă am dat-o la soție, pe urmă tot așa. Lucru pe care l-am observat mi s-a părut interesant și la studiile biblice.
Mergem pe ideea aceasta că femeile nu au voie să învețe pe bărbați. Așa am interpretat, mă rog, anumite pasaje din Scriptură. Și în ideea aceasta, bineînțeles, și eu am mers pe ideea aceasta și lucrările mele și prezentările mele sunt pentru femei. Mi s-a întâmplat de câteva ori, în diferite instanțe, probabil vom mai discuta despre asta, au fost prezenți bărbați acolo, că fie că s-au ocupat de partea tehnică, fie că știu eu ce au făcut, administrativ, nu știu ce, și au rămas în sală să asculte. Interesant a fost că cele mai multe întrebări, chiar într-o situație pe care mi-o amintesc foarte bine, mi le-au pus bărbații. Altă reacție a fost când mi s-a spus, dar nu înțelegem de ce nu faceți cu toată lumea, de ce numai pentru femei, lucrurile astea sunt foarte importante și pentru noi. Well, în lucrurile astea nu vreau să intru pentru că sunt discutabile, disputabile și nu vreau să, mă rog, să vin eu cu ideile mele. Dar da, consider că revista a fost foarte, foarte binevenită atât pentru perioada respectivă, cât și la ora actuală. Ca să revin puțin la tiraj, pe cale electronică mărturisesc foarte sincer că i-am pierdut urma, deci nu știu, că merge din om în om, ai primit-o și tu probabil ai trimis-o la alții, alții fac exact la fel, deci nu pot să spun, eu am vreo 500 de adrese de e-mail în My Address Book, deci de acolo pleacă, multă lume îmi cere să fac un blog, eu încă nu am un blog, dar atâta lume mă presează că în final probabil că îl voi face, că îi cunosc necesitatea. Iar în formă fizică, în America, deja fac în 300 de exemplare, trimit în fiecare parte și foarte mulți îmi cer forma de tipărire, deci pe cât se mai tipărește pe aici, pe acolo, nu mai știu. Cineva din Chicago mi-a spus, eu tipăresc 80 de exemplare, eu altcineva, nu știu pe unde tipăresc, încă vreo 50 de exemplare și așa mai departe. Aici în România public în 200 de exemplare, dar mi-a spus cine o tipărește, că ei primesc pe lângă cele ce, pentru că eu o plătesc, pe lângă cele ce plătesc eu, foarte multe alte comenzi sunt și ei le onorează, dar pe banii lor aia nu știu, nu mă bag. Deci da, cred că este o revistă binevenită și interesantă. Da. Aș vrea să ne deslușiți un pic legat de nume. Da. Ați găsit un buletin al surorilor. Exact. Și acum se numește de sub finicul de Borei. Când s-a schimbat numele și din ce considerente? Exact. Povestea numelui. Da, e o poveste foarte interesantă. Atunci când am găsit foaia volantă, îi spunea buletinul surorilor și am dorit să continuăm ceea ce a fost atunci, pentru că intenția a fost să, doar să îmbogățim ceea ce a fost. Și până, deci din 2002, de când a apărut efectiv revista și până în 2006, când am întrerupt-o, au fost 5 ani de zile și au fost 60 de ediții și s-a numit în tot timpul Buletinul Surorilor. Și acum i-a rămas de altfel numele, toată lumea când primește și la Polrân de sub finicul de Bor, ei întreabă, a sosit buletinul? Deci a rămas cam la fel. Dar în 2006, începând de la începutul anului 2006, eram deja foarte obosită. Nu e ușor să publici în fiecare lună o revistă și, mă rog, să te ocupi. Aveam business-uri încă pe timpul ăla, nu eram la pensie. Și am rugat pe câteva, am anunțat și l-am rugat și pe fratele pastor, fratele Brisc. Zic, pune, te rog, în buletinul bisericii, că aveam o foaie acolo și la biserică apăream fiecare duminică, faptul că doresc să am noi colaboratoare și doresc să mă mai ajute cineva, măcar cu pusul în paginație, că eu am început să lucrez la computer prin anul 2000, cred că, deci de-abia de vreo 15 ani, că nu eram specialistă. Am terminat primul college în America și n-am avut computer, deci este cumva incredibil, așa ca să zic. Era computerelor a devenit mai încoace și nu eram chiar acomodată, sunt mai în vârstă și eu cam 67 de ani acum, deci mulți înainte la fel, mulțumesc.
Și nu eram deloc confortabilă cu computerul. Când am făcut Caligiu, aveam doar un word processor, așa îi spuneam, anunțat de adevăr cu vocabular, cum știu, dacă când scriam papers, așa. Dar în rest, n-am știut să lucrez la computer și când m-am apucat, îți dai seama că am început de la zero, că nu m-am dus la nicio școală să învăț, doar așa cum am început eu să învăț. Și repede, deci în 2000 am început la computer, ca spre sfârșitul anului, și în 2002 am început publicarea revistei. Deci un timp foarte scurt, nu prea mă descurcam cu comenzile, cu copy, paste, ce aveam pe acolo. Și aveam o soră foarte talentată în biserică, bună și la artă și la tot felul de pus în paginație și tot. Și am rugat-o foarte mult, zic, Marinela, scump, ajută-mă și pe mine să pot să progresez, că eu îți pregătesc toate materialele, le pregătesc editura, așa, dar să mai... mi-era foarte greu. Și ea mi-a spus, zice, păi... pot să te ajut o lună, dau o lună, ba, sau redu apariția revistei. N-am vrut să fac niciuna, nici alta. M-am sfătuit cu fratele pastor și atunci el mi-a făcut o propunere. Zice, uite, Aurelia, ce mă gândesc. Hai să transformăm revista asta într-o revistă a bisericii, unde să poată să contribuie și frații, să contribui și eu, respectiv dânsul, zicea, și să putem să punem o rubrică de misiune, aveam un responsabil cu misiunea și într-adevăr și-am fost de acord, zic, cu toată plăcerea, cu tot dragul, și am discutat timp de vreun an de zile cu o soră din biserică care era și colaboratoarea mea la Buletinul Surorilor, care îmi lua interviuri pentru diferite situații din familiile din biserică, am vrut să prezint și astea, și zic, Mirela, scumpă, hai te rog, fii tu editoarea revistia. A venit chiar din Cluj, nu-i cunosc numele înainte de căsătorie, dar făcuse, cred că vreo două cuotere, mi se pare, două semestre de ceva publishing și ceva ziaristică și zic, păi tu te pricepi la lucrurile astea, fato, hai, ajută-mă. Și ea a acceptat să fie editoarea noii reviste. Noua revistă a apărut deja într-o formație, să zic așa, așa cum apare o revistă, deci așa, cu pagini frumoase, așa, și colorată, nu necolorată ca a mea, și pentru că era deja suportul bisericii, au cumpărat o mașină mare din aia de tipărit ca să putem să facem la biserică și lucrurile au decurs foarte bine, dar din nefericire există, nu știu cum să spun, diferite, o să discutăm probabil la temperamente dacă mai ajunge, diferite tipuri de oameni și nu toată lumea înțelege dacă atunci când te-ai angajat într-o lucrare să te ții de ea. Astea sunt colaboratoarele mele cu care lucrez, de care sunt foarte fericită, și alea sunt cele care mi s-au lăsat pe parcurs. Foarte mare lucru să perseverezi. Revista nouă a apărut foarte frumos, s-a numit Râuri de Apă Vie, a fost colorată, a avut articole bune și eu am avut în fiecare număr, am avut câte o apariție de articol, dar din nefericire, după 10 numere, a apus. Și a încetat total. Din lipsă de fonduri sau din lipsă de implicare? Nu, din lipsă de implicare, da. Și din lipsă de inspirație. Și de inspirație, nu știu, nu vreau să numesc, dar așa să zic ceea ce gândesc, atât pot să spun că pare foarte rău de lucrul ăsta. Ei, în conjunctura asta, deci pe decurs de câțiva ani a decurs toată treaba asta cu Râuri de Apă Vie, a apărut o ediție, două pe an, deci a fost slabă de tot. Apariția, revistele erau bune. Așa s-a făcut că după ce revista n-a mai apărut, toate au năpădit din nou pe capul meu. Ce facem, ce facem, ce facem? Vrem buletinul. Ok, buletinul nu mai poate să fie. Dar uite, din nou îmi reiau revista. Și atunci, exact, tot la fel sub ediția mea, dar i-am schimbat numele și o să revin puțin și la nume. I-am schimbat numele, i-am schimbat puțin, am rămas singură suporteră financiară la revistă și am dorit lucrul ăsta pentru că asta mi-a dat, nu știu cum să spun, oportunitatea să fiu mai lejeră și în ceea ce privește rubricile. Conținutul. Pentru că uneori, dacă abordezi anumite subiecte care pentru biserică, de exemplu, se considerau tabu,
Ok. Atunci putea, deoarece buletinul apărea sub egida bisericii, atunci puteam, trebuia să mă conformez oricăror observații și, exact, și oricăror sugestii, ca să le zic așa, care îmi veneau, și așa a fost problema cu rubrica umorului, știi? Întotdeauna sunt o ființă care îmi place să fim mai vesel, să ieșim puțin din zona noastră de acolo, monotonie. Știu eu ce, de monotonie, și să mai pun câte o glumă sau câte ceva inofensive, bineînțeles, dar care să schimbe puțin starea de spirit și așa. Ei, am primit foarte multe observații la chestia asta. Sau dacă, de exemplu, discuți o problemă mai delicată privind relațiile dintre tineri sau, știu eu, chiar problema divorțului. Cum vorbești de problema divorțului în cadrul unei reviste creștine? Păi foarte bine, pentru că este o problemă foarte actuală. Sau violența în familie. Cunosc cazul și știu precis că există violență în familie, în familiile noastre de creștini. Pentru că vorba aia, la nivelul, adică în conjunctura în care am fost, foarte multe femei m-au abordat și au discutat cu mine lucruri și cunosc problemele astea. Cum adică discuți o asemenea problemă în familiile creștine? Deci, faptul că am susținut-o personal financiar, și faptul că a fost sub egida mea directă de acum, nu mai apare sub Portland, Oregon, Biserica Baptistă, mi-a creat posibilitatea să pot să pun în revistă ceea ce eu consider că este binevenit pentru cei care citesc. Și în felul ăsta i-am schimbat și denumirea. Revista a rămas exact în aceeași formă, dar denumirea s-a schimbat și m-am gândit de multe ori cum să-i pun numele. Să-i dau un nume de femeie din Biblie, să-i dau un nume mai, știu eu, mai actual, mai așa. Să fac o provocare așa prin... Cineva mi-a zis, spune-i Deborah, mai zis, parcă mi s-a părut prea flat așa cumva, prea simplu să spun așa. Dar cred că inspirația Duhului Sfânt să-i spun de sub finicul Deborah, și așa a rămas. Am primit un pic de observație și aici, când am discutat cu alte persoane numele ăsta, și anume că... Vezi să nu cumva să se interpreteze că acum de la tine nu știu ce învățături vin, că și tu stai ca Deborah sub finiș, nu știu ce faci. Am zis, interpretările astea mă afectează foarte puțin, pentru că cei care vor dori să, cu adevărat, să pătrundă în conținutul acestei reviste, cu adevărat vor ști să aprecieze și denumirea ei. Deci, denumirile, să știi, Rodica, sunt o problemă foarte delicată, tocmai pentru că pornesc de la diferite persoane. Și exact aceeași chestie, puțin o să o iau înainte cu o altă revistă, în cadrul Asociației Baptiste Române din America și Canada, avem o revistă care îi spune Fecioarele Înțelepte. Și acea revistă pot să-mi iau, să zic așa, o mândrie sfântă, nu vreau să-i spun altfel, că am fost efectiv inițiatoarea acelei reviste și m-am ocupat de ea timp de vreo 5 ani de zile, non-stop. Aceea nu apărea lunar, ci apărea odată la trimestru, deci odată la 3 luni. Și, din nou, ca să revin la denumire, ideea asta de Fecioarele Înțelepte a deranjat pe foarte multă lume. Zice, ce o să zică lumea acum că ne dăm fecioare? Mai zic, voi trebuie să înțelegeți anumite simboluri pe care le exprimă tot ceea ce spunem. Fecioarele Înțelepte sunt cele 5 fecioare din Scriptură. Deci nu vă interpretați, dar mă rog, sunt, când ai de-a face cu oamenii, sunt multe interpretări. Depinde cu ce lupă și cu ce ochelari ne uită. Cu ce ochelari se uită și din ce punct de vedere și o serie întreagă de lucruri, da. Ne-am dat seama, ascultându-vă, că sunteți o editoare de o viață, o editoare pasionată. Cu siguranță aveți și planuri de viitor pentru revistă și pentru cariera și pasiunea dumneavoastră. Da, planurile de viitor era să le discutăm într-o altă ocazie, dar în ceea ce privește revista, totuși, planul de viitor este ca... să o continui, pentru că asta mă întreabă toată lumea când plec de acasă. Ce faci cu revista? Păi ce să fac cu revista? Revista se va opri pe perioada când voi fi plecată, pentru că mi-e foarte greu să o... N-am cum, practic, să o public în America din moment ce nu sunt acolo. Deci e o pauză pe care mi-o iau. Acum va fi o pauză de 5 luni, așa am făcut și anul trecut și va...
va fi reluată din luna octombrie, când mă întorc acasă, și prima apariție, dacă Domnul ne va ține, toate vor fi bune, va fi din luna noiembrie, exact în același stil. Doresc să continui în felul în care a fost. Multă lume se uită la cât este de simplă această revistă, pentru că în special aici în România toată lumea este obișnuită ca revistele să apară cu foi din astea lucioase, cu poze colorate, cu, mă rog, știu eu, tot felul, o apariție care să izbească ochiul, aș putea să spun. Ceea ce izbește ochiul pe mine nu m-a impresionat niciodată, trebuie să o spun. Și revista asta, practic, mă reprezintă pe mine. Felul în care revista se prezintă, aș putea să spun că mă reprezintă pe mine. Niciodată, și în ceea ce mă privește, nu mi-a plăcut să fiu nici împoțoțonată și nici cum. Îi spuneam fetei mele odată, zic, fato, când o să mă vezi că o să port ceva din alea cu paiete și cu străluciri, să știi că mi-am schimbat total felul de a fi și felul de gândire. E o schimbare de personalitate. Exact, exact. Dar nu mă caracterizează. Și felul acesta de a fi al meu personal se reflectă și în revistele pe care le fac. Și multă lume mi-a spus, da, nu știu ce, zic nu. Cine va judeca o carte după coperțile ei, face o greșeală foarte mare. Deci, în primul rând, ar fi vorba, să zic așa, de o investiție în plus în care nu aș vrea să-mi bag capul. Dacă aș face o colorată, m-ar costa foarte mult. Și o revistă asta o ofer pe gratis, întotdeauna. Deci și în America și oriunde o trimit de altfel. Și în România o plătesc eu la tipografie și este dăruită pe gratis. Cine dorește, și sunt destui, nu vreau să spun lucrul ăsta, în special în America, sunt destule surori care simt cu mine și care mai îmi trimit câte o donație, care mă ajută. Nu vreau în niciun caz să spun că sunt săracă și că nu pot să o fac. Dar lăsați loc ca și alții să fie parte în lucrare. Exact. Și m-am bucurat să văd lucrul ăsta, pentru că această contribuție îmi vorbește despre faptul că revista este apreciată. Mă uit dacă am cumva, dar nu am aici, ba da, una dintre reviste am adus-o de acasă. Deci asta este o foaie design și uneori, când îmi permite și mie timpul și posibilitatea, atunci am foaie din asta, depinde de ce se sărbătorește în luna respectivă, că de obicei cam îmi place să țin cont, dacă este anul nou, să tratăm subiecte de deschidere, așa, dacă este februarie, la noi este Valentine's Day, da, deci întotdeauna avem fie mărturii, fie fac până acolo vreo nuntă de aur sau vreo nuntă recentă sau ceva de maniera asta, vine primăvara, reînviem, vin Paștile, la fel și așa mai departe de sezon, da. Și folosesc hârtie design. Asta este numărul care a apărut în America pentru luna ianuarie. Și deci am ales aici, nu se vede, dar scrie, sunt Paris, Londra, nu știu ce, așa a fost hârtia design. Și am zis, este un îndemn ca fiecare să își pună problema ce voi face și unde voi face anul ăsta. A fost ideea mea, nu știu dacă multă lume... Destinații, da. Și dacă planul... ne trimite Dumnezeu să nu mergem la Tars, dacă ne trimite la Exact, sau... exact, da. Deci astea sunt tipurile de reviste. Ceea ce am încercat să fac de asemenea a fost să folosesc, de exemplu, să folosesc hârtii de culoare diferită. Asta este pentru luna noiembrie. Și am folosit o hârtie galbenă, cred că am adus-o tot din America, îmi face impresia, nu mai știu precis. Dacă e tipărită aici, o să spun precis. Da, tipărită de mine acasă. Deci am pus hârtie galbenă pentru că e sărbătoarea roadelor și e toamnă și e așa mai departe. Pentru asta, da, uite, și asta am adus-o tot de acasă. Deci hârtie design. Pentru Christmas, se și vede, pentru Crăciun. Când este Valentine's Day, am folosit hârtie roz. Când este primăvară, am folosit hârtie verde. Deci, așa am încercat. Aici este o revistă pe care chiar am ținut-o mână, nu știu dacă se va putea vedea la TV. Sunt eu și mama mea. Pentru cine crede, este revista care am publicat-o în luna, cred că este în luna mai,
În anul următor, după ce a murit mama mea, deci mama mea a murit în 2010 și aceasta este publicată în luna mai. De ce am publicat-o în luna mai? Pentru că, deci am publicat poza asta în luna mai. În America se sărbătorește Mother's Day, adică ziua mamei, în luna mai și s-a întâmplat că și ziua mamei mele a fost de naștere, a fost în 15 mai. Și atunci am pus poza asta, cum zic, a fost imediat după ce, în anul după ce mama a murit. Și sunt interesante, nu știu aici dacă am, probabil că nu, că ulterior am început să scriu și eu poezii. Aveți aici o poezie în numărul de anul acesta și cred că ar fi foarte frumos să încheiem citindu-ne câteva versuri de acolo. Pentru că timpul s-a dus și am putea să încheiem pe tema aceasta. Înainte să citiți, vreau să vă mulțumesc pentru lucrarea care o faceți. Sigur. Și Dumnezeu să vă țină o editoare puternică a împărăției Lui. Amin. Ceea ce totuși aș dori să mai spun, pentru cele care doresc revistele, pot să mă contacteze personal la adresa de e-mail și vom face aranjamentele. Deci aureliagabor@yahoo.com. Gândind la Marea Întâlnire, da, interesant, uite, dacă se va vedea, nu știu dacă reușesc să vadă, poza de aici este tot poza mamei mele. Deci... Ați avut o mamă frumoasă. A fost foarte frumoasă și foarte elegantă și foarte specială. Aș putea să spun câte ceva despre ea, timpul a zburat. Un ochi încețoșat de lacrimi mi-aduce aminte un gând duios. E 15 mai, e ziua mamei, e ziua celei care a fost o mamă scumpă și iubită, plecată acum la Dumnezeu, dar care atâta cât trăita, tot lângă mine a fost mereu. E ziua mamei pretutindeni și multe flori ne vor vorbi de ceea ce simțim în inimi prin floarea ce o vom oferi. Și azi mă rog ca nicio mamă să nu rămână fără o floare, deoarece în ea s-ascunde tot ce-i mai scump aici sub soare. O dragoste ca cea de mamă o vei găsi doar la Iisus, căci El e singurul ce simte atunci când ai ceva de spus. Și dacă mama-ți pământească se află în cer la Dumnezeu, apropie-te fără teamă de Domnul Iisus, Domnul tău. De aceea îți spun, amice dragă, e ziua mamei, nu uita. Și dacă mama ți-e în viață, aleargă azi spre casa sa, cu o inimă mulțumitoare și cu o floare în mâna ta, ca să-i arăți că pentru tine făptura ei nu o poți uita. Sărută-i mâinile și spune-i că îi mulțumești că te-a crescut, că a fost prin valurile vieții, prin rugăciune, ca un scut, că n-a încetat să te aducă la tronul Tatălui Ceresc, ținându-te astfel departe de orice trai sau rău lumesc. De aceea azi cu bucurie sărbăm pe mame, dragi ființe, și le aducem o garoafă, ori o depunem pe morminte. Va fi un gest al mulțumirii și al iubirii ce o avem în suflet pentru mama noastră și pentru bunul Dumnezeu. Căci Dumnezeu cu înțelepciune a îngăduit să avem, ca să avem mame care de El să ne învețe și pe-a Lui căi să ne îndrume. Așa că azi, cu mulțumire, să îi cântăm îmbujorați că ne-a făcut în lume parte de mame, tați, surori și frați. Amin. Poezia mea pentru mama. Vă mulțumim și așa să fie, să-i prețuim pe aceștia care ne-a dăruit Dumnezeu prin tot ce face. Exact, exact. Mulțumesc și eu că am făcut parte din ediția de astăzi a ta. Onoarea a fost de partea noastră. Mă bucur. Dragi prieteni, este momentul să ne luăm rămas bun. Ne vedem săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. Cu siguranță ați fost îmbogățiți sufletește de experiențele prezentate în această ediție și vă așteptăm cu bucurie săptămâna viitoare. La revedere! O emisiune sponsorizată de Matero.